Nivelul campionatului e unul foarte ridicat, spun toți participanții. Adrenalina e la maxim la fiecare meci. Victoria de azi a lui Ucluj în fața celor de la Slam București a creat o atmosferă incendiară în sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier. Ridicat, mai ales la turneul final și organizarea este foarte bună, am văzut că e și poliție și un fleac i-am ciuruit. Suporterii au asigurat galeria în fiecare zi, au scandat până au răgușit. Nivelul campionatului foarte ridicat, nivelul este foarte ridicat, ne bucurăm de acest nivel pentru că sunt niște meciuri foarte interesante. Sperăm să continue bine pentru noi și rezultatele să fie pe măsură. Cum v-a simțit la Sighet până acum? Superb. Foarte bine. Organizarea foarte bună, surprinzător de bună. Nu mă așteptam să fie așa frumos aici. Ați rămas fără grai. Da, am două meciuri la activ, consecutive, pentru care am strigat și pentru cei mici și pentru cei mari și e cam greu. Stăm într-o zonă extraordinară, la câțiva kilometri, într-un peisaj mirific. Oamenii sunt extraordinari, păcat de anumiți părinți din capitală care nu vor să recunoască niciodată o frângere. Reprezentanții echipelor confirmă calitatea turneului organizat la Sighet. Deci nivelul campionatului este foarte sus, deci echipele sunt foarte echilibrate, vine o minge spre noi, foarte echilibrate, deci oricine poate să joace o finală la acest turneu final, iar despre cum ne simțim aici, foarte bine, chiar o organizare deosebită, felicităm pe toți cei care au participat la organizarea acestui turneu și de asemenea pe copii care joacă cu o dăruire extraordinară, sunt meciuri foarte frumoase. Organizarea e mai mult decât ok, condițiile de joc sunt foarte bune, sperăm să câștigăm titlul, sperăm doar să fie vremea mai bună, să putem vizita mai multe obiective în Maramureș. Oaspeții vor mai sta la Sighet până duminică, atunci când va avea loc și marea finală.